Soția și cusca ministrului mediului Laszlo Borbély au fost audiate astăzi la DNA Oradea, iar procurorii au continuat perchezițiile în capitală. În acest timp, la Cluj-Napoca, ministrul a participat la o ședință UDMR în care s-a discutat soarta sa. Cred că vreți să mă întrebați despre Casa Verde. Despre programul Casa Verde, da? Deci mâine este ultima zi de... Zâmbitor și pus pe glume, așa a apărut astăzi Laszlo Borbély în fața jurnaliștilor. Ultimele 24 de ore au fost extrem de agitate pentru ministrul mediului. Nu sunt în niciun fel implicat în această problemă. Ceea ce am spus este foarte clar. Astăzi, soția și cusca sa au fost chemate pentru audieri la DNA Oradea. Au fost nevoite să dea detalii despre renovarea unui apartament din București. Procurorii cred că firma care s-a ocupat de acele lucrări a cumpărat influența ministrului mediului. În capitală, procurorii au descins într-un alt apartament aflat în proprietatea lui Ioan Ciocan. Cumpărare de influențe prevăzută de articolul 6, indice 1, aliniatul 1 din legea 78/2000. Afaceristul i-a acuzat că a obținut mai multe contracte avantajoase cu Apele Române tocmai în schimbul lucrărilor de renovare pe care firma sa le-a realizat în apartamentul cu scrii lui Borbély. Nu am niciun fel de implicație în acest caz. Am aflat și eu din presă. Îmi pare bine că cred că ar trebui să aflu de la dumneavoastră mai multe aspecte. Speculațiile au curs în ultimele ore în legătură cu poziția lui Borbély în guvernul Boc. S-a vehiculat ideea că UDMR ar fi șantajată cu acest dosar. Ce se întâmplă la Ministerul Mediului? Vă mulțumim mult, noi plecăm la băi. Împotriva domnului ministru Laszlo Borbély nu este începută niciun fel de anchetă oficială. În consecință, domnul ministru Borbély este membru cu drepturi depline a guvernului. Următorul pas pentru procurorii DNA ar fi audierea ministrului. Vă mulțumesc. Până să vină